Fotbaliștii de la CSM Râmnicu Vâlcea s-au întors din cantonamentul din Antalya și așteaptă cu încredere reluarea campionatului național eșalonul secund. Între timp, la echipă au sosit câțiva fotbaliști noi. Vă spuneam că perioada de pregătire a fost foarte bună, cu terenuri extraordinare, au avut toate condițiile. Ne-am dorit să le punem la dispoziție tot ce dumnealor au solicitat, ca ulterior și noi să le putem cere performanță. Am convingerea că în acest retur fața echipei va fi cu totul alta. Am reușit să transferăm jucători de valoare. Vă spuneam acum vreo lună de Dauda, care a venit de la Arieșul Turda, un jucător foarte bun pe filiera CFR Cluj, a venit la noi. Am reușit să mai transferăm un jucător de culoare din Coasta de Filde și vorba de Mahtar, un atacant de numai 19 ani, dar foarte, foarte bun, promițător. Multe echipe l-au avut în vizor. Am reușit să-l transferăm noi la Râmnicu Vâlcea și sunt convins că ne va ajuta încă din acest retur. De asemenea, am reușit să transferăm în proporție de 99% un fundaș central foarte bun de la Mioveni, este vorba de Crețu. A avut 3 meciuri în divizia A și el foarte tânăr, de perspectivă. Asta ne dorim să facem la Râmnicu Vâlcea. O echipă formată din jucători de perspectivă, o echipă formată din caractere, din jucători valoroși. Nu ne-am dorit să aducem jucători pretențioși care să destabilizeze grupul, care să pună în pericol armonia de la echipă. Noi ne bazăm pe omogenitate și avem nevoie de fotbaliști care să dea totul pe teren. Accent s-a pus de fiecare dată, de când am început acest proiect promițător, pe jucătorii autohtoni, pe cei din Râmnicu Vâlcea și din localitățile din jur. Cred că aceia sunt și mai motivați și joacă într-adevăr cu dăruire. Înainte transferam jucători sau aduceam jucători de la alte echipe, jucători care aparțineau de alte echipe, erau împrumutați la noi, nu jucau cu sufletul și ne lăsau când era lumea mai dragă. Așa, deși drumul este mai nevoios la început, rezultatele nu sunt cele pe care le dorim în prima fază, sunt convins că dacă avem răbdare, tinerii cresc și reușim să alcătuim la Râmnicu Vâlcea o echipă cu care să ne mândrim.